Aceeași similitudine se potrivește astăzi, când de astă vară cu sinodul ăla de la 2016 din Creta, unde nu s-au discutat decât povești administrative, nicio dogmă, nicio dezbatere sau aprobare de credință. Așa. Oamenii au uitat de psaltire, au uitat de ceaslov, au uitat de rugăciune, au uitat de unitatea bisericii, de lucrarea Duhului Sfânt, de prezența Duhului Sfânt în biserică, de capul bisericii de Hristos și fac ei reguli în biserică. Schimbă episcopii, îi denigrează, poruncește credincioșilor să iasă din timpul Sfintei Liturghii, să nu stea unde este pomenit ierarhul sub pretext că liturghia e spurcată și nu coboară Duhul Sfânt, poate demonstra cineva cu ștampilă de la Dumnezeu semnată că Hristos nu este în liturghie, când învățătura umililor Sfântului Macare scrie că liturghia e valabilă dacă ai un singur credincios adevărat în biserică, pentru că se împlinește prin cuvânt dumnezeiesc și prin lucrarea Duhului Sfânt, preotul fiind doar un martor. Duhul Sfânt ar coborâ și singur, dar nu coboară de capul lui, ci când este chemat, vino și te sălășluiește întru noi. Duhul tău cel Sfânt nu lua de la noi, ci îl înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Trebuie să fim foarte atenți să nu ne rătăcim din apostolicitatea bisericii și să ne mai trezim cu stilul neecumenist, pentru că pe cel vechi îl avem. Să nu ne mai trezim cu un stil de credincioși ultra-para-ortodoxi, peste ortodox și normal de rând. Pentru că aceasta este spre dezbinarea vrăjmașului și spre lucrarea diavolului în Biserica Ortodoxă Universală, pentru care cândva a curs sânge la toți basarabii, la toți mușatinii, două războaie mondiale, ostașii s-au dus pe câmpul de luptă pentru crucea de la mormântul lui Măsa și al lui Tațu, nu s-au dus pentru sinodul din Creta. Deci trebuie să fim sănătoși la cap, să stăm drept și să gândim normal și să nu batem apa pe arătură și să depășim limita normalității. Greșeala este firească oricărui om. Înțelepciunea este o relativitate. A demonstrat-o Einstein și a spus: toată lumea are cap, dar nu toată lumea are minte. Asta e relativitatea. Toată lumea are creier, dar poate nu are același număr de neuroni. Toată lumea are înțelepciune, dar nu-i toată la fel. Unui deștept, unui geniu, unui mediu, unui mediocru, unui, cum se spune la școală, insuficient sau suficient. Nu noi hotărâm asta, ci Duhul Sfânt atunci când pune în căpățâna noastră ceea ce trebuie. Și noi trebuie să respectăm acea paradigmă apostolică în care i s-a părut Duhului Sfânt și nouă, nu mi s-a părut mie și tot mie. Deci, trebuie să fim foarte atenți că acest Andrei întâi chemat a preferat să moară și să fie martir, dar n-a ieșit din învățătura credinței lui Iisus Hristos. Sunt curios despre părerea martirilor din Siria legat de sinodul de la 2016 din Creta. Ăia care sunt decapitați ca animalele, care sunt spânzurați, care sunt arși de vii, tăiați bucăți, uciși, împușcați, chinuiți, înjunghiați, dacă atunci când îl mărturiseau pe Hristos, erau preocupați de ce bazaconii discută oamenii pe pământ în timpul liber, uitând spusele Sfântului Ioan Gură de Aur. Limbile au încetat, minunile au încetat. Cea mai mare minune, spune Isaac Siru, e să-ți vezi păcatele tale și să le plângi până la ușa mormântului. Este una din cele mai mari minuni. Acest apostol Andrei, cum ne arată textul Evangheliei, vine și spune: veniți și veți vedea.
Au mers și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea, căci era ceasul al 10-lea. Deci ce au făcut apostolii? S-au dus la Iisus și au stat la el ziua întreagă. Adică i-au ascultat învățătura. S-au hrănit din izvorul de viață dătător, ca drept dovadă, că acum încep de unde am plecat predica, spune așa, și veți fi uciși, și veți fi batjocoriți, și veți fi omorâți din pricina numelui meu. Și când a ridicat Hristos ochii, a văzut că au rămas doar cei 12. Și a întrebat, de ce am așa de puțini adepți? Nu mai veniți? Eu vreau să fiu un om mare, să mă aprecieze lumea. Nu. Știți ce a spus? Voi de ce nu plecați? Știți ce au răspuns apostolii? La tine, Doamne, am aflat cuvintele vieții veșnice. De apostolul Andrei și cu Petru și cu Pavel și cu toți ceilalți n-au mai plecat de lângă Iisus și au preferat să moară pentru numele Lui, pentru că au văzut cu cine stau de vorbă. Și ca drept dovadă că stăteau de vorbă cu un mare om, cu un mare învățător, Iisus Hristos se legitimează și le spune în mod indirect câteva lucruri pe care noi nici n-avem de unde ști dacă nu citim Noul Testament. Puțini sunt cei ce deschid o dată sau de două ori Noul Testament, poate iarna sau prin postul mare. Voi nu știți de unde mergeți și unde vă duceți, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Eu știu de unde vin și unde mă duc. Cele ce Tatăl le face și Fiul întocmai le face. Și Tatăl câte vrea îi arată și îi descoperă. Vedeți? Iar Fiul cui voiește. Deci nu toți suntem aleși, cum spune acolo în epistolă. Pe unii a pus apostoli, pe unii învățători, pe alții cu darul cârmuirii limbilor, pe alții cu darul vindecărilor. Deci ne-a pus pe toți la fel. Deci noi nu putem forma o biserică unilaterală pe o singură direcție, ci unitatea are diversitatea ei. Și dacă vrei, să fii un creștin ortodox autentic, să nu ai absolut niciodată treabă cu abaterea și ieșirea de la dogmă, împlinești cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur și cuvântul lui Sfântul Apostol Pavel. Ioan Gură de Aur spune așa, Scriptura este izvorul înțelepciunii dumnezeiești pentru tot omul. Scurt, nimic în plus, n-a dat 1000 de definiții. Apostolul Pavel a spus, este spre înțelepciune, spre îndreptare și spre cârmuire. Scurt. Deci, acolo ai și duhovnicul, în Scriptură găsești și sfătuitorul, găsești și cuvântul de folos, deci tot ce vrei găsești dacă vrei ca să o citești. Dacă nu vrei ca să o citești, împlinește alte două cuvinte ale Mântuitorului care spun așa. Cercetați Scripturile, că în ele găsiți viața veșnică, adică cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp iarăși spune, vă rătăciți neștiind Scripturile. Și voi o să ziceți, dar de unde, cine îmi dă mie dovada că am greșit sau că m-am rătăcit? Ne-o dă chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Cu riscul de a mă repeta sau de a mai fi vorbit vreodată treaba asta, am să vă redau un pasaj simplu, în care să vedeți că apostol fiind poți greși. După înviere, dis de dimineață, doi drumeți o iau liniștiți pe drumul Emausului și vorbesc de ale lor. Ce poate să vorbească doi oameni decât de ultimele evenimente? Dumneavoastră, mergând pe drum, puteți vorbi de alegeri, de prețul la mâncare, de pensie, de servici, de șomaj, de un loc de muncă. Ce poate să vorbească oamenii spre casă? De un bărbat, de un soț irresponsabil, de niște copii mai obrăznicuți. Ei vorbeau despre acel învățător Iisus, bărbat tare în cuvânt, care avea să-i izbăvească,
și care a fost prins de mai mari bisericilor, de arherei și cărturarii templului și ucis și omorât și răstignit pe cruce. Și ce au zis? Misiunea noastră în Ierusalim s-a cam terminat. Băiete, hai la Emaus și ne vedem de treabă, vedem noi ce o mai face acolo. Și cum mergeau triști pe cale, se apropie de ei străinul și le pune întrebarea fundamentală, de ce sunteți triști? Bineînțeles că ce poți să fii mai iritat când vezi că cineva nu e în ton cu realitatea? Depinde care realitate o căutăm. Și el se preface. Cum? Nu știu ce s-a întâmplat. O, dar ești singur în Ierusalim. N-ai auzit de Iisus Nazarineanul, bărbat tare în cuvânt, tot ce am repetat. Și străinul le spune ceva care avea să răstoarne toate valorile din mintea lor. Vedeți ce înseamnă să cercetezi Scriptura și să te rătăcești în ea, neștiind Scripturile? Ca drept dovadă că apostolii nu știau Scripturile, veți vedea că în final se demonstrează că ei nu știau Scripturile. O, zăbavnicilor cu mintea! Dar nu știați că Fiul omului, ca să se înalță în slavă, trebuie să pătimească și să fie ucis și răstignit și a treia zi să învieze? Și le-a vorbit lor, încă o dată toată lecția, le-a mai predat o dată tot cursul evanghelic mesianic de la Moise, din psalmi și de la proroci. Din vorbă în vorbă, vă dați seama, 30 sau 60 de stadii, cât au fi spus acolo, Scriptura nu mai știu exact, deci câțiva kilometri buni. Am avut ocazia să văd locul unde e Emausul de azi. E doar o simplă ruină, nu-i nimic ca să poți vizita. E un sat evresc, are o denumire simpatică pe care nu o țin minte. Și ajungând la căsuța lor, la cuibul lor, a zis, dacă tot e noaptea și s-a înserat, că ei au mers, n-au simțit oboseala, n-au simțit frigul, n-au simțit foamea, n-au simțit arșița zilei, n-au simțit transpirația. Ei au văzut că au ajuns la casa lor. Deci timpul liturgic scurtează tot ce înseamnă pământesc. De-aia câteodată stai 6 ore la biserică și nu obosești și stai o oră în crâșmă și te dor picioarele. Și le spune, nu rămâi la noi că vremea e spre seară.